Bătrâna și vasul. O femeie bătrână din China avea două vase mari pe care le atârna de cele două capete ale unui băț și le căra pe după gât. Un vas era crăpat, pe când celălalt era perfect și tot timpul aducea întreaga cantitate de apă. La sfârșitul lungului drum ce ducea de la izvor până acasă, vasul crăpat ajungea cu apa doar pe jumătate. Timp de 2 ani, asta se întâmpla zilnic. Femeia aducea doar un vas și jumătate de apă acasă. Bineînțeles, vasul bun era tare mândru de realizările sale, dar bietului vas crăpat îi era atât de rușine cu imperfecțiunea, se simțea atât de rău că nu putea face decât jumătate din munca pentru care fusese și el menit. După 2 ani de așa zisă nereușită, cum credea el, i-a vorbit într-o zi femeii lângă izvor. Mă simt atât de rușinat pentru că această crăpătură face ca apa să se scurgă pe tot drumul până acasă. Bătrâna a zâmbit. Ai observat că pe partea ta a drumului sunt flori, însă pe cealaltă parte nu? Asta pentru că am știut defectul tău și am plantat semințe de flori pe partea ta a potecii și în fiecare zi, în timp ce ne întoarcem, tu le uzi. De 2 ani culeg aceste flori și decorez masa cu ele. Dacă nu ai fi fost așa, n-ar mai fi existat aceste frumuseți care uite cât de mult îmi prospătează mie casa. Morala. Fiecare dintre noi avem defectul nostru unic, însă crăpăturile sau defectele ne fac viața împreună atât de interesantă și ne răsplătesc atât de mult. Trebuie să luăm fiecare persoană așa cum este și să căutăm ceea ce este bun în ea. Deci, nu uitați să mirosiți florile de pe partea voastră a drumului.